Deși a rulat zeci de jucători în echipa națională, Mirel Rădoi și cei din stafful său au definitivat un nucleu de jucători pe care să îi utilizeze. Acest aspect s-a văzut în ultimele meciuri, iar tricolorii au reacționat la uzul că se vor despărți de oamenii cu care au colaborat în ultimii doi ani la prima reprezentativă. Secundul Naționalei României, Nicolae Dica, a dezvăluit că cei din staff au primit mesaje din partea jucătorilor, chiar și rezervele au avut un cuvânt de spus. Da, am primit mesaje de la jucători. Nu cred că sunt jucătorii care se bucură. Sincer, așa cred, spun din discuțiile pe care le-am avut cu o parte dintre ei. Sunt jucători care nu au evoluat acum și își doresc să rămânem. Da, am adus mulți jucători, dar am făcut un nucleu important și ei au simțit acest lucru, că noi putem să-i facem să dea mai mult la echipa națională și ăsta este un lucru bun, a declarat Nicola Edică pentru Telecom Sport. Antrenorul secund a fost întrebat apoi dacă jucătorii vor suferi din cauza ultimelor evenimente. Nu au de ce să se simtă abandonați, jucători jucătorii când vin la Națională, vin pentru ei, pentru familiile lor și pentru o țară întreagă. Obiectivul este locul secund. Jucătorii s-au atașat de noi. Noi ne-am simțit bine alături de ei. După meciul cu Armenia, am decis să mergem în continuare, pentru că am considerat că pot mai mult. Cred că Naționala va deveni într-un an și mai puternică decât este acum. Asta este viziunea mea. Am văzut mult fotbal și cred că pot avea dreptate în mare parte. A mai adăugat Nicolae Dică. În luna noiembrie, Naționala Mare a României va mai disputa încă două partide importante, ultimele două din cadrul grupei preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor din Qatar. În consecință, România va întâlni pe rând selecționatele Islandei și Liechtensteinului în două meciuri cruciale pentru calificarea la turneul final.